bune copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Puterea minunată a lui Isus. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 9, cu versetul 22. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit! Ai fost vreodată bolnav o zi întreagă? Dar o săptămână întreagă! A trebuit să mergi la doctor? A trebuit să iei medicamente sau să ți se facă injecții? Nimănui nu-i place să fie bolnav. În plus, doctorii și medicamentele costă mulți bani. Prima parte a povestirii noastre din această săptămână este despre o femeie care a fost bolnavă 12 ani. Ea a mers la doctor, dar ei nu au putut să o ajute. A încercat diverse medicamente, dar nici unul nu a ajutat-o să se simtă mai bine. Doctorii i-a spus că nu mai exista nicio altă modalitate de a o ajuta să se simtă mai bine. Nu știm câți medici sau câte medicamente a încercat această femeie, dar la sfârșitul celor 12 ani, ea era săracă. Își cheltuise toți banii pe doctor și medicamente și era tot bolnavă. Probabil că își pierduse orice speranță de a mai fi vindecată vreodată. Dar apoi, femeia a auzit despre Isus și despre minunile uimitoare pe care le-a făcut. Ea era sigură că, dacă doar poate ajunge la el, Isus avea să o vindece. Deși era slăbită și bolnavă, știa că cel puțin trebuia să încerce să îl vadă. În acea zi, când Isus s-a întors de la vindecarea îndrăcitului de pe cealaltă parte a lacului, la mal deja se adunaseră o mulțime de oameni care îl așteptau. Și femeia bolnavă a reușit să ajungă. Dar, deși a făcut tot ce a putut să se apropie de Isus, nu a reușit. Oamenii nu au lăsat-o să treacă prin mulțime. Toți voiau să fie aproape de Isus. Gândește-te! Dacă ai fi fost în locul acelei femei, ce ai fi vrut să faci? Dacă ai fi fost dintre cei din mulțime și ai fi văzut-o încercând să ajungă la Isus, tu ce ai fi făcut? Cum putea ajunge sărmana și bolnava femeie la Isus prin mulțimea de oameni strânși pe malul lacului? Levi Matei organizase o masă pentru Isus chiar în acea zi și îi invitase și pe prietenii lui Vameș să vină și să se întâlnească cu Isus. Când a sosit timpul și Isus a început să meargă spre casa lui Levi Matei, mulțimea l-a urmat. La fel a făcut și femeia bolnavă. Probabil că mulțimea a așteptat afară în timp ce Isus a mâncat și a vorbit cu prietenii lui Levi Matei. La fel a făcut și femeia bolnavă. Cu siguranță că era foarte obosită, dar știa că trebuia neapărat să îl vadă pe Isus. În timp ce așteptau, un conducător important al sinagogii, pe nume Iair, a venit în grabă în casă. Deoarece el era o persoană atât de importantă, desigur că oamenii l-au lăsat să treacă. De ce era omul în așa grabă? El auzise că Isus era la masă la Levi Matei și a venit să-l găsească. Ce i-a spus conducătorul lui Isus? Haideți să citim Luca, capitolul 8, cu versetele 41 și 42. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum, Isus era îmbulzit de noroade. Scumpa lui fiică, de doar 12 ani, își dădea ultima suflare chiar în acele momente. Dacă Isus ar fi putut ajunge acolo la timp, Iair era sigur că el îi putea salva viața. Isus a plecat de la masă de îndată și l-a însoțit pe tatăl fetiței, dar la fel a făcut și mulțimea și femeia bolnavă. Acum, Isus era atât de aproape de femeia bolnavă, dar se părea că nu exista nicio șansă ca ea să se apropie suficient de mult de el încât să poată fi vindecată. Ea
a observat că el s-a oprit și apoi a început să ajute alți oameni pe drum spre casa lui Iair. Sărmanul Iair! El își dorea atât de mult ca Iisus să se grăbească. Era sigur că, dacă Iisus nu se grăbea, avea să fie prea târziu. Fetița lui urma să moară dacă Iisus nu ajungea acolo în curând. Și femeia își spunea în sine ei, dacă l-aș putea atinge, știu că m-aș face bine. Gândește-te, doi oameni care își exercitau credința, crezi că credința unuia era diferită de a celuilalt? Cum crezi că era așa? Dintr-o dată, Iisus a pășit chiar înspre femeia bolnavă. Da, el se îndrepta în direcția ei. Acum, el era atât de aproape încât îl putea atinge. Dar nu chiar. Repede, s-a plecat și și-a întins mâna deasupra oamenilor cât de mult a putut și a simțit că degetele au atins poala hainei lui. Și chiar cum credea, de îndată a fost vindecată și trupul ei a fost revigorat. Acum se simțea bine. Lăudat fie Domnul! Acum femeia nu mai trebuia să rămână în mulțime. Iisus o vindecase. Și, ah, cât de recunoscătoare era! Dar chiar când încerca să plece, ea l-a auzit pe Iisus vorbind foarte clar. Ce spunea el? Haideți să citim versetul 45. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Când femeia s-a întors și a privit la Iisus, el privea direct spre ea. Ucenicilor nu le venea să creadă că Iisus punea o astfel de întrebare. Mulți oameni îl atinseseră, dar Iisus a continuat să o privească pe femeie. Din nou, el a insistat că cineva l-a atins. Acum femeia știa că el vorbea despre ea. Tremurând, ea a venit spre Iisus. Recunoscătoare, a îngenunchiat la picioarele lui, în timp ce oamenii priveau și ascultau. Femeia și-a dat seama după privirea blândă și iubitoare a lui Iisus că era mulțumit că ea era dispusă să îi mulțumească în fața tuturor acelor oameni. Ce i-a spus Iisus femeii? Haideți să citim versetul 48. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Gândește-te, ar trebui să fim rușinați să vorbim despre iubitul nostru Iisus în fața altor oameni? Uneori pastorul le cere celor care doresc să spună că aleg să îl iubească pe Iisus, să se încreadă în el și să îl asculte, să ridice mâna, să se ridice în picioare sau chiar să vină în fața bisericii. Iisus este mulțumit când le spunem și altora că îl iubim. Era prea târziu pentru Iair. Știa că deja era prea târziu. Iisus se îndrepta lent spre casa lui Iair. Ce s-a întâmplat în timp ce vorbea cu femeia bolnavă care îl atinsese? Haideți să citim versetul 49. Pe când vorbea el, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. Probabil că Iair s-a simțit îngrozitor. Nimeni nu putea ști cât de dezamăgit era. Dar Iisus auzise ce îi spusese mesagerul. Și de îndată i-a spus câteva cuvinte de speranță tatălui întristat și neliniștit. Haideți să citim versetul 50. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. În acele vremuri, când cineva murea, familia plătea bocitoare să vină și să plângă zgomotos, să cânte cântări de jale triste. Astfel, toți știau că cineva a murit. Când Iisus a ajuns la casa lui Iair,
bocitoarele erau deja acolo. Pe lângă părinții fetiței pe care dintre ucenicii a luat Iisus cu el în casă. Haideți să vedem, citind versetul 51. El a luat împreună cu el pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Iisus le-a spus bocitorilor plătiți să înceteze cu plânsul lor fals, pentru că fata nu era moartă, ea doar dormea. Acești oameni care trebuiau să fie triști au crezut că Iisus nu știa despre ce vorbește. Fetița era moartă. Ei văzuseră cu ochii lor. La ce se referea Iisus când a spus că fetița dormea? Ei s-au oprit din plânsul lor fals și au râs de Iisus. Apoi Iisus le-a spus bocitorilor să iasă afară și așa au făcut. Acum, în casă mai erau doar Iisus, trei din ucenicii lui și părinții fetiței. Ei au intrat în camera în care scumpa lor fetiță era întinsă pe pat. Era rece și nemișcată. Ceilalți au privit cum Iisus a mers spre patul ei. Ce urma să facă? Gândește-te, mai înviase Iisus pe cineva din morți? Îți amintești cine era? Iisus stătea chiar lângă patul fetiței care murise. El îi alungase pe bocitori. Acum, părinții și trei din ucenicii lui Iisus îl urmăreau cu nerăbdare. Când s-a plecat asupra fetiței și i-a luat mâna rece și fără viață, ce i-a spus Iisus? Haideți să citim versetul 54. Fetițo, scoală-te! Fetița s-a mișcat, apoi a zâmbit de parcă s-ar fi trezit din somn sau ar fi avut un vis fericit. Și-a deschis ochii și a privit spre fața blândă și iubitoare a lui Iisus. Apoi s-a uitat la cei trei ucenici ai lui Iisus. După aceea s-a ridicat. Acum era în viață. Nu mai era bolnavă. Părinților ei cu greu le venea să creadă ce vedeau. Au îmbrățișat-o și au plâns de bucurie. Acum o aveau din nou pe fetița lor scumpă, sănătoasă și fericită. Probabil că fetița nu mai simțise senzația de foame cât a fost bolnavă. Dar acum avea nevoie de hrană. Părinții ei au fost atât de fericiți că ea era în viață, că nici măcar nu s-au mai gândit la mâncare. Dar Iisus știa că ea trebuia să mănânce acum că era în viață și sănătoasă. Ce le-a spus Iisus să facă de îndată ce fetița a sărit din pat? Haideți să citim versetul 55. Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Ce le-a spus Iisus părinților înainte să plece de la familia fericită? Haideți să citim versetul 56. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce le-a întâmplat. Iisus știa că cel mai bine era să vorbească despre ce făcuse și când nu putea vorbi. Cu doar o zi înainte, el le-a spus îndrăciților pe care îi eliberaseră de satana să le spună și altora despre el și puterea lui asupra lui satana. Și femeii bolnave de 12 ani i-a permis să spună tuturor din mulțime ce făcuse pentru ea. Dar din diverse motive, el știa că nu era momentul potrivit să vorbească despre readucere la viața fetiței. Întotdeauna putem fi siguri că El știe ce este cel mai bine. Gândește-te! Iisus a comparat moartea cu un somn. Îți place acest gând? Acum este un timp în care să te gândești. Enumără persoanele din povestirile noastre, din această săptămână, care au avut credință că Iisus îi putea ajuta. Haina lui Iisus pe care a atins-o femeia bolnavă avea ceva magic? Nu. Dacă ar fi avut ceva magic, mulți oameni ar fi fost vindecați, deoarece mulți se îngrămădeau în jurul lui și îl atingeau. Ce a spus Iisus încă femeia bolnavă s-a făcut bine? Haideți să citim versetul 48. Îndrăsnește, fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace! Ce i-a spus Iisus lui Iair, tatăl fetiței, să facă?
Haideți să citim versetul 50. Crede numai și va fi tămăduită. Ai spune lui Iair să creadă, era ca și cum i-ar fi spus să aibă credință că Iisus îi putea vindeca fetița. Era suficient doar să crezi că Iisus este Dumnezeu Fiul. A crede este același lucru cu a alege să îl iubești, să te încrezi în Iisus și să asculți de cele 10 porunci cu ajutorul lui? Ce crezi? Nemilosul Satana și îngerii lui, cei răi, cred că Iisus este Dumnezeu Fiul. Cred? Sigur că da. Demonii cei răi au proclamat în gura mare acest lucru când Iisus le-a spus să iasă din îndrăciți. Dar faptul că au crezut i-a împiedicat pe acei demoni să îl urască pe Iisus și să vrea să îl omoare. Dacă avem o credință adevărată, știm că nu putem face nimic care să ne ajute să devenim suficient de buni încât să fim cu El în cer în curând. Credința adevărată înseamnă a-L iubi și a alege să ne încredem întotdeauna în El, indiferent ce s-ar întâmpla. Atunci când facem tot ce putem, El ne ajută.